Doamne și domnilor, urmează câteva momente succesive pe care eu le consider absolut speciale. Câțiva din antevorbitori, distinși antevorbitori, au făcut referire la viață și la moarte și mă gândeam, în timp ce pregăteam următorul punct pe care îl voi prezenta, că până la urmă totul este o alegere, să alegem să facem binele și nu răul, să alegem să iertăm celui care ne-a greșit și nu să purtăm în suflet supărare, ură, răzbunare și să alegem viața și nu moartea, într-un sens însă spiritual și creștin mult mai profund. Ceea ce veți vedea prezintă foarte clar cum unii fac alegerea binelui și a vieții, în timp ce alții, din păcate, preferă să aleagă răul, ura și moartea. Și foarte pe scurt voi introduce primul moment. Într-o bună zi, acum câteva luni, nu foarte multe luni, m-a sunat un om, un bărbat, pe care îl văzusem o singură dată în viață, într-un anumit eveniment, și mi-a spus: ați văzut ce s-a întâmplat în Ucraina, la Odessa? Știam foarte bine, și asta e profesia mea, să știu aceste lucruri. Fusese un bombardament al trupelor ruse asupra Odesei și loviseră, între altele, un orfelinat. Au distrus, au fost vieți de copii care s-au dus și acel om mi-a spus: eu vreau să merg acolo, să scoatem acești copii din teatrul de război, să-i salvăm, să-i ducem la adăpost în România pe perioada cât este conflictul și, la momentul oportun, bineînțeles, să-i ducem înapoi în țara mamă. Orfelinat, nu aveau părinți. Și m-a întrebat: mă ajutați? Și am făcut tot ceea ce puteam să fac. Pe scurt, acest om, care nu știa că voi spun aceste lucruri în această seară, el este în sală, a obținut toate aprobările autorităților ucrainene și, credeți-mă, pe timp de război nu este deloc simplu. S-a dus acolo, dincolo de frontieră, spre Odessa și am ținut legătura. Într-o noapte, în noaptea respectivă, mi-a spus: ne întoarcem, suntem cu copii, dar am nevoie de ajutor la frontieră. A existat un al doilea om, de această dată o autoritate a statului român din zona respectivă, care acea noapte și-a petrecut-o făcând ceea ce trebuie să facă pentru facilitarea convoiului de copilași în România pentru a-și continua drumul spre nordul țării, undeva în Bucovina. Aș vrea să rog inginerii de la Tehnic să arate câteva scurte imagini înregistrate, filmate în acea noapte, dacă se poate. Se vadă, da? Bunica era. Uite, băieței se duc, bunica. Băieței se duc, hai departe, bunica. Daniel. Adriana. Da, aceștia sunt copilașii orfani care au fost loviți odată în plus de o agresiune care nu are niciun fel de sens, care distruge, ia vieți nevinovate și ia, iată, și vieți de copilași. Acești copii au fost salvați. Eu aș vrea pur și simplu să îi mulțumesc lui Ignat Gheorghe. În alți ani era multiplu campion național, balcanic, internațional la lupte greco-romane. Este un bărbat falnic, înalt, dar care are, pe cale de consecință, un suflet foarte mare. El este în sală, aș vrea să te ridici, Ghiță, să exprimăm aprecierea pentru ceea ce ai făcut. Copiii au ajuns cu bine, sunt bine și mulțumesc pentru sufletul de creștin pe care l-ai dovedit și vreau să-i mulțumesc și prefectului de Tulcea, Dan Unteanu, pentru ceea ce a făcut în acea noapte când l-am sunat foarte în scurt și n-a ezitat să meargă, să pună în mișcare toate instituțiile statului pentru a crea coridorul, a prelua copiii și a-i trimite la destinație în pace. Mulțumesc foarte mult! Al doilea moment care urmează se referă de asemenea la copii și la familie. Știți că este o bătălie pe care o ducem și trebuie să o ducem în această țară și, din păcate, în ultimii ani, mai ales în afara țării, atunci când vorbim de familii, de români sau familii mixte, ai căror copii, sub un pretext sau altul, au de suferit din partea unor state care sunt și reacționează tot mai secularizat.
Vreau să salut prezența unei familii care a trecut prin această grea încercare. Ați auzit istoria respectivă. E foarte greu de exprimat în câteva cuvinte prin ceea ce au trecut acești oameni. Mă refer la Marius și Ruth Bodnariu și copiii lor. Ei sunt în sală. Aș vrea să vă ridicați să vă aplaudăm pentru că ați avut tărie să rezistați, pentru că ați avut credință în Domnul nostru Iisus Hristos. Ei astăzi sunt fericiți, sunt sănătoși, bine, în România, nu cu cei 5 copii care au fost luați atunci de Barnevernet, ci cu 7 copii, azi 2 s-au născut pe teritoriu binecuvântat al României. Vă mulțumesc! Aceasta este partea fericită. Mai avem un exemplu dramatic care s-a terminat cu ajutorul lui Dumnezeu bine. Și aici aș vrea să introduc pe scurt și imediat voi face invitația părinților și copilașului să vină pe scenă alături de noi. E o surpriză pentru cei mai mulți dintre noastre. Cred că ați auzit de acea istorie dramatică a familiei Rotundu, Ionuț și Sorana din Danemarca, care au avut bucuria de a avea un copil la un anumit moment. A fost o naștere extrem de complicată, extrem de dificilă, în care medicii din sistemul danez au tratat în felul lor specific și în speță profund greșit această situație, cu o reacție după naștere din partea celor medici care, în opinia noastră documentată, au dorit să ascundă un mal praxis și să arunce responsabilitatea pe părinți, au sesizat poliția și poliția, pe o prezumție de vinovăție care n-ar trebui să existe în statele democratice, n-a avut altceva mai bun de făcut decât, fără niciun fel de investigație, să-i trimită în detenție pe tânăra mămică și pe tânărul tată, preluând custodia acestui băiat. A fost o luptă de câteva luni, 2 luni au stat în detenție acești părinți, buni creștini, părinți minunați, și vă vor explica ei cât de minunat a lucrat Domnul în viața lor și ce minunat a fost lucrarea atunci când autoritățile daneze au eliberat în sfârșit acest copil și au eliberat și pe părinți din detenție. Au fost oameni care au fost alături de ei, dar mai presus de orice a fost Domnul Iisus Hristos, în care ei și noi credem profund, care a lucrat în chip minunat. Am să vă rog, Ionuț, Sorana și cu micul Matias, să veniți pe scenă. Până vin ei, am să vă mai spun un lucru. Acuzația pe care autoritățile daneze au avut-o la adresa acestor doi tineri părinți a fost că au practicat un gest de brutalitate asupra copilașului nou-născut, ceea ce ei au denumit baby shaking syndrome. Adică așa de tare l-au zguduit încât i-au generat lucruri extrem de grave din punct de vedere medical, cu anumite fracturi, cu hemoragie. Vă vom arăta la sfârșit cum arată acest copil astăzi, prin grija pe care Dumnezeu l-a purtat-o. Bine ați venit! Bine ați venit, Sorana și Ionuț și micul Matias! Timpul este al vostru, e adevărat, în limita minutelor pe care le putem aloca. Deschideți-vă sufletul și spuneți adevărul. Mulțumim în primul rând pentru invitație. Suntem onorați să fim în seara aceasta aproape de dumneavoastră și în mijlocul dumneavoastră și vă rog să ne scuzați emoțiile. Mulțumim o dată pentru invitația făcută. Suntem aici pentru că avem ceva să vă spunem. Și o să începem cu... Atunci când am aflat vestea că soția mea o să fie însărcinată sau că a rămas însărcinată, a fost o veste foarte mare. Mai apoi, când s-a născut fiul nostru, a fost o veste și mai mare. Și apoi când... Da. Și apoi atunci când am aflat că statul danez... N-aș vrea să vorbesc de rău, dar cred că au acționat greșit în partea asta, în a ne lua, datorită faptului greșelii pe care au făcut-o. Și anume că după o lună și un pic
Am mers la spital, el având, mișcându-și mâna dreaptă și cu piciorul drept necontrolat, am spus să mergem la spital. Noi, după ce am ieșit din spital, imediat după ce s-a născut, insistând în fața lor, sunând și spunându-le că Matias nu este bine, ne-au pus tot felul de întrebări, cum e băiatul, se mișcă, cum se manifestă, i-a spus că nu e nimic. Apoi, după o lună și ceva, am mers la spital și de acolo, de fapt, a început toată tragedia. Arungând acolo, ei au dat vina pe noi că noi l-am zguduit, că noi l-am bătut, că l-am scăpat, că din vina noastră are ceea ce are și au ales să sune poliția, într-un final a venit, ne-au arestat, fără să le spună pe ce bază legală, neavând o bază legală, ne-au luat, ne-au dus în centre de detenție diferite și de atunci n-am mai știut nimic timp de 2 luni unul de altul și în primul rând n-am știut nimic de Matias. Cum mai este, cum se simte, în ce stare este și nici în ziua de azi nu am aflat de ce ne-au luat și ne-au separat unul de altul. Vrem să vă spunem că Dumnezeu e mare și este bun. Ne-a ascultat rugăciunea și în primul rând cu sprijinul dumneavoastră și pe această cale vrem să vă mulțumim pentru că ne-a sprijinit atât în rugăciune cât și tot deportul depus pentru noi pentru a fi din nou împreună și suntem împreună datorită și dumneavoastră și în primul rând al lui Dumnezeu și vrem să vă mulțumim pentru asta. Cum am spus, scuzați-mi emoțiile. Apoi când am ieșit din arest și ne-am văzut unul cu altul, bucuria a fost atât de mare încât ne uitam mereu unde este Matias, că noi știam că trebuie să fie la noi în brațe. Și atât am sunat, am vorbit cu statul român, am vorbit cu dumneavoastră, cu mulți poate din dumneavoastră, nici nu vă cunosc, încurajându-mă și spunându-mi că totul o să fie bine și că o să lupte pentru noi și cu adevărat ați luptat pentru noi și suntem o țară unită și vrem să vă mulțumim pentru asta, pentru că, da, și în afară, România luptă pentru cei a ei, să zic așa. Apoi când am aflat că Matias va fi repatriat, bucuria a fost atât de mare încât am spus că noi nu trebuie să mai stăm în Danemarca, noi suntem români, ne luăm în imanent și plecăm din Danemarca. Și suntem aici împreună cu micuțul nostru Matias, care este sănătos, nici urmă că a avut ceva, așa de bun e Dumnezeu cu noi. Și o să dau microfonul soției mele să continue. Mulțumesc! Eu sunt copleșită de emoții, dar mă bucur să fiu în fața voastră și vreau să vă mulțumesc tuturor care ați plâns împreună cu noi, care v-ați bucurat de reușita noastră, dar în primul rând Dumnezeu este Cel care a luptat pentru noi în primul rând. Este Cel care ne-a dăruit putere acolo și, cum spune și în Eclesiastul, am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu este desăvârșit și că la tot ce face El nu este nimic de adăugat sau de scăzut. Este greu să înțelegi acest verset, să-l trăiești, dar îi mulțumim lui Dumnezeu și suntem recunoscători că am trecut pe aici, pentru că ne-a modelat într-un mod unic, ne-a unit ca și familie și ne-a făcut să înțelegem ce putere are rugăciunea oamenilor, a creștinilor de pretutindeni și că în toată lumea avem frați, surori și nu suntem singuri. Și Dumnezeu este cu noi și asta este cel mai important, că avem un prieten de partea noastră întotdeauna. Vă mulțumim încă o dată! Mulțumim lui Ionut, soranei și micului Matias. Am spus că voi spune adevărul, nu plecați.
Și e bine să știm, ca să nu ne mai grăbim noi românii, pentru că sunt unii români care întotdeauna au decomentat lucruri spunând trebuie să fi făcut ceva părinții, trebuie să fi existat ceva care să justifice intervenția acestor autorități din state democratice, state cu tradiție democratică. Ar fi bine să fim mai profunzi când facem aceste evaluări. Din datele la care noi am avut acces și ne privește pe noi cum am documentat această chestiune, nici măcar avocații lor n-au avut în prima instanță acces la acele lucruri, ceea ce s-a întâmplat, de fapt, dincolo de partea de dinainte de naștere și modul de proastă gestiune a medicilor respectiv, a momentului de dinainte de naștere, acest copilaș care este astăzi, vedeți cum arată, este un copilaș sănătos, puternic, știe să râdă, să zâmbească, să se joace. Acest copilaș a venit pe lume prin folosirea forcepsului, cam cum se petrecea odată pe vremuri în perioada comunistă la noi, și asta evident că a generat traume. Și în al doilea rând, acolo în spital s-a îmbolnăvit și de COVID. Și aveți toată explicația de ce copilașul în primele săptămâni a avut o evoluție dificilă, și de aici l-a aruncat vina și culpa pe părinți a fost foarte simplu. Și de acolo în detenție 2 luni de zile. E bine să nu uităm acest lucru și facem acest lucru și pentru a sensibiliza decidenții statului român prezenți în sală și vă mulțumesc, pentru că aceste bătălii trebuie duse. Trebuie duse cu credință, în primul rând, dar trebuie duse de către factorii politici, de către autorități, care nu trebuie să uite că vorbim de cetățeni români. Iar Ionuț și Soran aveau exclusiv cetățenie română, nu aveau cetățenia celorlalți stat. Ultima fotografie pe care aș vrea să o afișăm, dacă se poate, de la tehnic, cea cu balonașele. Știți, în sistemul occidental, mai ales la americani, când vine o veste bună, se ridică balonașele, au ori o culoare roz, ori o culoare albastră. Această culoare albastră anunță un bebeluș nou, un băiețel, este culoarea albastră, care urmează să vină. Vă felicităm! Domnul să vă binecuvânteze și să fiți tari în continuare! Mulțumesc! Mulțumim.